ordinară a Consiliului Local, în discuția numărul 289 din 14-a 8-a 2018, a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, simt nemotivat domnul Butucaru Sorin. Nemotivat? Motivat. Astfel cum ați luat cunoștință de pe... de... la... proiectul ordinii de zi este compus din 4 proiecte de hotărâre, cel privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația pus în vederea extinderii intravilanului satului Ferestră Oituz cu suprafața de 1970 de metri pătrați necesară realizării proiectului construire locuință, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Oituz pentru perioada septembrie-noiembrie 2019, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării strategiei de dezvoltare locală a comunei pentru perioada 2015-2025 și proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale UAT Comuna Oituz de Sub Bacău, alocate pentru activități non-profit de interes public local. Mai există și un raport, cel întocmit de domnul primar, cel privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Oituz, adoptat în perioada ianuarie-iulie 2018, iar la punctul 6 diverse. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun aprobării proiectului ordinului. Cine este împotrivă, cine se abține? 14 voturi pentru. Dacă sunt observați la procesul verbal al ședinței extraordinare din 3 august. Supun la vot procesul verbal al ședinței din 3 august. Totodată, la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 215/2001, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie pensionar, să fie afect sau rude, până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri locali din ședința ordinară din luna mai 2018, prin care domnul consilier Osorășon a fost ales președinte de ședință, dubit să preia conducerea ședinței. Ați primit toată lumea materiale din timp. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația pus în vederea extinderii intravilanului statului Ferestră Oituz, Comuna Oituz de Sub Bacău, cu suprafața de 8.970 metri pătrați, necesară realizării proiectului construcție locuință, se construie plus ea. Are cuvântul domnul Florin Costică, președintele Comisiei Specialitate, pentru a prezenta raportarizarea acestui proiect. Un aviz favorabil, dar nu știm public exact unde... Vă spun eu unde, domnul, că m-am văzut asta când am semnat. Este cum te sui la biserică, e lângă biserică în sus. Și jumate este intravilan, jumate este... Vorbim biserica de la șosea dreapta. Da. Și a făcut în spate, vrea să-și facă un pavilion. Și pentru treaba aia trebuie să facă puzul. Când se vede în suprafață, ajunge până la... ajunge până în pădure. Da. El a început să construiască și a trebuit să oprească toată lucrarea din cauza că el e în afară, am înțeles. Și acum trebuie să umbli pentru pus, pentru acasă. Trecem la dezbatere pe marginea acestui punct. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Oituz
pentru perioada septembrie-noiembrie 2018. Domnul Butucar Bătăniei, domnul Prunzoiu. A poate spune domnule, pe secretar. S-a dat cuvântul președinților comisiilor de specialitate pentru a prezenta... Da, secretar, dar președinte, domnule, nu poate să spună. Poate să spună. Păi de-aia normal. S-a dat acest favorat. S-a propus pentru președinte pe domnul Gabo. Poate să spună locuitorul în caz de mitomonie. Așa s-a propus la funcția economică. Da, da. Și la... și la... Exact, e din. Aveți favorabil? Și la învățământ tot așa. Da. Să pun la vot cine este pentru. Cu propunerea ca domnul Gabor și mine, da? Da, da. Sunt potrivit să ține pentru amul, da? Da. Să trecem la punctul 3 a unor de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării strategiei de dezvoltare locală a Comunei Urâtul de Bacău pentru perioada 2015-2025. Aici e o întreagă teorie, am citit și eu, dar s-a mai emis, s-a mai luat o hotărâre în 2015. Trebuie actualizată și asta de astăzi. Domnul Apostol are cuvântul. Domnul președinte, am studiat de la Consiliul Referent de Finalizare. Trebuia dezbătut și un Consiliu Local. Noi am fost solicitat, domnule, când vorba de strategie, să facem o întâlnire, să... Adică, nu văd ceva, de la ceva corect să fie discutat în finalizare. Să fie dezvoltat și un Consiliu Local. Da, bineînțeles. Acum erau consilieri care ne-au făcut aportul la această strategie, unele teme, unele sectoare. Am observat că, de exemplu, în satul Marginea, e vorba că și Gărcâi și Gabul în vorba. Așa este, așa. Și în Gărcâi trebuie canalizare, trebuie făcută canalizare. Și e stabilit finele anului 2018. Nu văd cum. No. Nu văd cum. Așa e trecut, dar trebuie și așa. La renovare terenului cultural. Noi știm că era discuția pentru fonduri guvernamentale. Aici e trecută strategie fonduri în bugetul local. Nu. Așa e trecut. Deci numai pentru demolare este aprobat demolarea, așa a fost prin CNI. E aprobat prin CNI, dar a fost scos la două oară la licitație, proiectare, execuție. Nu s-a înscris nici de la București, nici de aici, am întrebat pe o grămadă. E aprobat că numai, în toată țara numai nouă ne-a aprobat, că ne-am dus cu ăsta și ne-a aprobat. Au fost cu proiecte mai multe, dar nu le-a aprobat. Numai nouă ne-a aprobat domnul Stănescu și nu știu de ce nu le vine, că ei mergeau de la CNI de la București, ei făceau proiectare, execuție. Și acum am încercat și de aici, în zona Oneștiului, să meargă, să ia. Deci, li se pare puțin 600 de mii de euro. Deci, cum se înțeleg construcția? Va fi din bugetul local? Nu, și restul e din CNI, banii de la CNI, așa că nu o știe că așa a început. Și noi, eu am semnat hârtie tot absolut la București, dar nu se înscrie la culmea, nu se înscrie la proiectare, eu nu știu, nu există. Fondul s-a primit încă din 2012, domnule, dar tot tergiversat guvernele astea care s-au perindat în acești ani și uite și acum suntem în aceeași situație cu Căminul. Este semnat de ministru. În 2012. Semnat tot proiectarea asta, dar nu. Nu știu, eu nu vreau să-l contrazic. Eu citesc ce scrie și fac ce scrie aici. Compania Națională de Investiții. Posibile surse de finanțare. Deci așa era făcut proiectul, deci demolarea a intrat în căminului, în de-aia probabil s-a scris și surse proprie. Că demolarea așa a fost făcut contractul, demolarea ne privește pe noi. Da, cu efortul nostru. Cu efortul nostru. Care... Da. Domnul Petrișor, mai aveți mai câteva? Aici, dacă îmi permiteți cu strategia, noi avem, de pe timpul domnului Ostoroș, și avem foarte multe proiecte făcute și când vine o comisie, când vine
cei de la Curtea de Conturi o să ne ia cu proiectele respective, că s-au și hotărâri de Consiliul Local. S-au votat tot și nu le-am dat la îndeplinire. Ar trebui să ne oprim puțin cu alte proiecte. Acum ne-a chinuit și cu ăsta, acest dracu să facem cu inundațiile care ne-a dat peste cap. Dar trebuia să ducem la îndeplinire șanțurile astea la biserică, la amândouă bisericile, care erau deja făcute proiect și tot, că trebuie pe undeva să le stingem pe proiectele respective. Că dacă vine Curtea de Conturi, noi le-am făcut și pierdem și bani și ne ia. Băi, le-ați făcut și nu le-a asta. Și ar trebui să le revizuim cu toată lumea. Să le... Exact cum am făcut cu podul, mai facem o modificare, dacă ceva... Ca preț, adaptăm, dar sunt prețuri mai mici și o să fie prețuri mai mari acum că s-au schimbat... și materialele și tot, dar proiectul în sine... Și tarife și îi zic că ar fi bine să le scoatem de la doamna Lenuța și să vedem ce putem să continuăm să facem sau dacă nu restul să... Să le analizăm într-o ședință. Asta viitoare imediat, nu fi prea târziu. Pe de-aia și dacă nu să le anulăm, o să vină Curtea de Conturi și o să ne ia. Noi facem strategii și rămânem la stadiul din ăsta. Hai să luați dumneavoastră. Ce pot să vă mai spun acum? Noi am dus muncă, am făcut o ședință cu drumul și cu bazinele. Am întâmpinat din partea lucrătorilor de la primărie, mai ales doamna Șomăr, că noi de acord, ea nu semnează, acum nu stă numai în ea, că noi suntem și Consiliul Local, mie nu mi-e frică dacă rezolvăm niște treburi, pentru că că acum ne-a venit de la birou de avocatură care îi reprezintă pe turnator să completăm o ordine ce suntem, cum suntem noi, care e părerea noastră. Să mergem cu prima fază, cu bazinele și partea aia de la captare. A zis că partea de la captare ne-o dă gratuit cu anumite condiții spre folosință. Un termen lung până rezolvăm să facem altă captare. La care m-am dus la Șomânt că se completeze, să mergem prea toate birouri. Dar termenul lung, cam cât ar însemna? Zice că vreo 9 de lea. Îmi dai seama că până atunci poate nici apă nu o să mai fie pe aici. Dar ca să poți să faci acolo, trebuie să ai treburile astea și să dăm în schimb la bazine. Dar Emilia zice, până nu luăm drumul, până nu ne dă drumul și ăsta, dar el nici nu știe exact, nu știe modalitatea sau dacă e corect. Noi am drumul va fi a Consiliului Local și este al lui, dar până nu există, nu o să fie o hotărâre judecătorească. Asta înseamnă a inițiat o acțiune de judecătorie. Știți ce se întâmplă? Drumul ăsta apare și la Ocolul Silvic. Apare fals. Apare și la noi. Apare și la turnator prin hotărâre. Dom'le, dacă comuna are partea aia cu vreo 100, aproape 100 de case, tot drumul apare este în intravilan și este... Dar tot apare la ei. Apare. Acum trebuie să discutăm, acum am vorbit și cu doamna secretară. Ne întrunim când? Pe 28, nu doamna secretară? Cu comisia de retrocedere. Da. Și atunci vorbim și cu Căiuțean, vorbim și cu domnul inginer de la Ocolul Silvic, el s-a judecat, că între timp a vorbit și cu Fănică Soca Sferior, că el a făcut Între timp am vorbit și cu Mănăilă, fostul director de la care știe în speța, toată speța procesului, ce s-a câștigat de către turnator, ce au câștigat el și cum a rămas... Dar eu știi că a fost inginer și la Ocol, a fost și director la... Și am vorbit telefonii, dar a zis că o să ne întâlnim și o să dea exact cu... sau din partea juristului, cum a fost toată judecata, toată asta, să știm cum punem problema. Dar problema care mă deranjează pe mine, eu aș vrea să o rezolv. Unii din angajații noștri zic că am eu o problemă
personal, eu n-am o problemă, eu vreau să rezolv treaba că suntem un, un sat, trebuie să fim un sat modern, cu apă, canalizare, cu toate astea. Nu trebuie. Tot și... știm că doamna Șuliu, că ca funcționar este profesionist. Așa e o fi profesionistă, dar nu ești... Nu cred dânsa din ambiții sau ceva. Probabil e o legalitate ceva. Da, dar să-și pună și motivația. Nu putem să legăm, dar nu drumul e prioritate. Că noi zice, dacă noi luăm acolo apa, luăm apa și dacă ne închide drumul. Ei au făcut, au dat scris că nici drumul, dar drumurile lor nu le interzice oameni. Nici drumurile care le-au făcut ei nu le interzice circulației cetățenilor. Nu zic și eu, nu e o chestie. Ei, bariere, să nu fie oameni la bariere. Dacă și-a furat o lor, dar trebuie să fie lucruri pe nume, domnule. Nu, 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 dar nu că-ți interzice sau nu. Dar să anunțe. Au zis, pe trebuie să anunțe, deschide. Și eu cu lucrările, tot așa, anunț, bă, vezi că mâine s-a acolo. Da, dar de la cireșul lui domnul Ionel. De la Corelul Cireciului sunt, mai sunt proprietăți particulare, oamenii aceia au funieții, au păduri. Doamne, drumul axial nu... Drumul axial nu e cu bariere, ce se zică? Drumul și poțel, da, are bariere. Dar vă spun eu de ce. Pentru că se duc, fac foc, pun în pericol niște lucruri ale pădurilor. Dar cine are treaba acolo, se duce și spune pădurarul că stă acolo la capătul drumului și dă cheia. Și te spui, în cuie se angajează foarte răspunderea pe ce faci, încă că nu cred, dar nu. O să discut atunci, o să discutăm, că am vorbit și la Consiliul, la Consiliul ăsta, la Prefectură, este acolo la Prefectură un consilier în cură, care știe, în general, ăsta, cum se întâmplă și să vedem și cu niște cadastriști buni, cum ne-am vorbit. Cea mai bună formă ar fi, reamenajarea perimetrului. Și atunci ne scoate drumurile din perimetru și să ia din lateral. Și atunci nu mai e nici schimb, nici ăsta. Rearanjarea... Trebuie găsit o soluție, nu, nici să nu dăm un subsemnat. Pentru terenul de sunt bazine, ăla e prioritar. Da, ăsta e prioritar. Și i-am spus ăsta lui Emilia, dar se poate și dacă nu suntem de acord, eu nu stau la Emilia care ia-i contra la niște chestii. Acum, dacă ești chiar în litera legii, 100% n-ai să mergi niciodată. Nu întreba, este care este? Funcționarul care spune semnătura? Dar ce spune drumul să-și pune semnătura? Dar eu am spus că să te-am scris, că au referat scris pentru motivele care le-am spus. Așa e răzut și eu, dar ea n-a refuzat orice, știi? Nu e chiar așa, e obligată să dea scris dacă nu vrea să refuze. Și noi trebuia să-i dăm răspunsuri la oamenii respectivi. Am plecat în concediu, mergeam la fiecare serviciu, fiecare să-și dea părerea. Că oamenii așteaptă. Eu le-am trimis hartă în urma discuțiilor, în urma asta. Întâi am spus, băi, da, unde ați fost atunci voi când s-a retrocedat, dacă acum vă dați mar și tac? Unde ați fost când s-a retrocedat? Deci nu era angajat, domnule. A fost alături, domnule. Nu era lăsit. Hai să fim serios, doamna, să văd că știi mai bine decât ca mine care sunt tot crescut acolo. Că a fost drum, că n-a fost drum. Ea știe că a fost drum, că ea a născut înaintea mea. Când a semnat comisia locală pentru retrocedare, nu s-a spus, s-a pus problema drumului. Dar la comisia județeană s-a discutat problema asta, s-a inclus și drumul. Și de-aia a rămas dat la tornador. Și eu acum mai spun. Eu m-am interesat. Făceau vintul discuției separate, nu a a zis toți și de acolo Sibiu și așa, ei au zis că ce am venit unui schimbul. Dar acum putem face reorganizarea, o formă cât mai bună pentru toată lumea. Acceptarea de ambele părți. Mie mi-a zis că ceva cu drumul totuși e suspensie, chiar dacă e hotărâre definitivă. Totuși există o portință prin suspans cu drumul când l-a dat înapoi, dar n-a putut să-mi explice din telefon, dar a zis că o să-mi dea toate. Eu mă zbat după ce le primesc, dar numai că se tărăgânează. Asta este. O să facă și cu drumul, pentru noi nu mai ales. Adrian, nu? Petrolul are drumul. Păi ne-a închis petrolul, ne-a închis ăsta. Sunt multe probleme. De exemplu, cum vă explicați că petrolul are cadastru un drum care a aparținut primăriei Oituz?
De unde au luat documentele, domnule, și-au făcut cadastru pe drumul mare? Cadastru pe vremea când l-au făcut ei, se făcea... Nu cerea semnătură, nu cerea. Noi, acum, singura chestie ce am vorbit... Să se pună primarul vreodată, să dea acolo. Așa ne-a zis de la prefectură, domnule, puneți taxă de piaș și atunci să vă dea în judecată pe drumul lor și să vedem cum l-au obținut ei. Pentru că drumul ăla e ca drum... Din drum județean a fost transformat în drum comunal. Principalii vinovați sunt cei care au făcut măsurători lui Topo, pentru că n-au întrebări, n-au s-au avut, nu numai la Oitus. În toate județele, în toată țara, nu s-au dus la unitățile administrative, teritoriale, da. S-au fost singuri și au măsurat, ca să grăbească să ia și niște bani de la cei care au măsurat. Și nu erau niște semnături, erau obligatoriu de semnături și așa s-a întâmplat. Dar noi când s-a dat legea, hotărârea de guvern în 2002, trebuia să le cadastrăm una, două și atunci nu mai era problema, da? Sper să le rezolve. Și asta e cu strategia. Sunt multe chestii care trebuie să le, bun, să le facem cumva, să le studiem și să le punem la punct. Să nu mai trecem iar la proiecte, să le rezolvăm cele care le-am hotărât odată. Când după aceea numai hotărâm tot Consiliul, cade și cade și primarul, știi? Că nu respectă sau degeaba ăsta. Trebuie să le luăm la... A trecut ani, s-a uitat, dar noi hotărâri sunt scrise la doamna Lenuța. Și când vine control, zice, păi, uite, hotărâri de Consiliu. Le-ați rezolvat? Nu le-ați rezolvat. Și de-aia nu vrem să facem mai multe proiecte, până nu rezolvăm asta, să rezolvăm proiectele astea, zic eu. Așa. Bun, domnul Petrișor. Mulțumesc frumos. Referitor la această strategie, sunt foarte bune observațiile domnului Apostol, dar trebuie punctat faptul că această strategie datează din 2015, iar acest proiect a fost făcut pentru bultul excavator, da? Pentru a se putea accesa fonduri europene. Problema cealaltă este, cum spunea domnul Apostol, pentru că sunt proiecte trecute în strategie, care se apropie de termen de finalizare pe strategie, dar nu au fost implementate. Dacă tot s-a făcut acest proiect, puteau fi și celelalte actualizate, nu lăsate acolo. Emilia a zis că n-a avut timpul necesar, exact a putut. Strategia... Înțelegem acum mulți din primării nici nu se implică. În prima cam parte... Cam asta e. E făcut așa, să treacă timpul și de la mine. Aia proiecte prioritare... Hai să vedem! Să nu discutăm acum. Domnul Petrișor. Am zis că cei din primării, în mare parte, cum ce înțelegem acum, nu prea își fac treaba, nu? Cam așa înțeleg eu. Nu putem să generalizăm acum. Ce am zis, în mare parte, nu am zis toți. Nu? Mai aveți ceva? Țin să o felicit pe doamna Șobăt pentru această strategie, pentru că... Da, s-a muncit. Teoretic, e bine. Trebuie să mai ducă și pe teren, să nu facă toată strategia din birou. Pentru că așa s-a făcut și cum a fost. Atât timp cât vine la și măsoară drumurile și tot absolut, și nu întreabă pe nimeni, ce fel de strategie asta nu l-au? Și eu n-am înțeles. Cineva care vine de să ia la conducerea primăriei. Păi și eu, repun și nici nu s-a pus în discuție. Eu și cu domnul Vântără când am zis că cele două drumuri să nu se pună că sunt litigiu. Și totuși a venit și s-a măsurat. Cine a făcut strategia asta? Domnul Șomătă, care e născut înaintea mea sau altceva? Dar nu are nicio treabă. Ia a venit cu o hartă, domnul. Domnul Boașe, hai să... Domnul Boașe... Și asta tot să zice cu măsurătoarea, domnul. Să se implemente că are nu știu ce am domnul. Domnul Boașe, hai să nu ne abatim de la punct. Și asta tot nici strategie este. Asta e strategia, ca să nu știi nătărău de unde faci măsurătoarea. De asta se dă-te-a discuții. Asta e aici. Atât e vorba cu mine. Acum discutăm de alte strategii. Asta e strategia. Ca să nu știi... Dacă mai are cineva ceva de spus la acest punct din ordinea de zi. Dacă s-ar ține în cont de această strategie. Domnul primar, e proiectul care s-ar ține în cont de el. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, sistemul de înscrieri la cuvânt,
Să pun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării strategiei de dezvoltare locală a Uitusului de perioada 2015-2025. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține, nu? Deci în unanimitate. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind acordarea finanțării nereambursabile din fonduri publice ale UAT Comuna Uituș de Zăbatău, alocate pentru activități în non-profit de interes public local. Domnul Putuca, domnul, ați aprobat în comisie, domnul Iulian. Da, am aprobat. Trecem la dezbatere prin bandera de material. Domnul Apostol. Domnul președinte, dacă ne amintim acest proiect, acum ca urmă are a inițiativei mele de ușor. Mă rog, dacă dânsul poate spune dacă este mulțumit și se încadrează de dânsul cu dânsul acest proiect hotărâri. Aș vrea să subliniez două chestiuni. O dată, dacă citim titlul proiectului, reiese că se acordă o finanțare, dacă citim conținutul, vedem că este o metodologie. Da, cred că ar fi bine să corectăm titlul proiectului și să spunem privind aprobarea metodologiei, nu acordarea finanțărilor. Lipsește în față. Doamna secretar, dacă doriți să notați ca să se țină cont. Pe de altă parte, apreciez faptul că a fost elaborată metodologia și vin în continuare ca să se elaboreze și celelalte documente până la sfârșitul anului. Ghidul de finanțare, programul anual și altele documente care mai sunt prevăzute în pachetul informativ. Și poate reușim pe bugetul de 2019 să prindem și finanțarea către persoane fizice și juridice cu non-profit. Pachetele de finanțare și programul anual trebuia aprobat în termen de 30 zile de aprobarea bugetului. Este motivul pentru care nu am aprobat, urmând ca în funcție de fondurile alocate anual în bugetul local să se aprobe acel program care se publică în monitor oficial și în funcție de ce se alocă vom întocmi pachetele de finanțare pe care le vom spune aprobării Consiliului Local. Poate să vreau că până în decembrie, până în anuare... Dar trebuia de la bugetul local, aprobat, de la aprobarea bugetului, în termen de 30 de zile, publicat în monitor oficial. Acesta e motivul pentru care nu s-au... Informal ar putea fi structurate ca să nu se grăbească atunci. Asta zic chiar că n-am avut timp să-l facem într-o lume de serie. Să-i noi am... Ok. Nu mai să le... În ianuarie, la anul, să mai fie exist impediment pentru... Da, dar în funcție se vor aproba pachetele de finanțare în funcție de domeniile care vor fi finanțate prin bugetul local. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt o scriere la cuvânt la acest punct. Dacă nu, supun aprobările dumneavoastră în punctul 4. Cine este pentru? Abține? Împotrivă, în unanimitate. Trecem la punctul 5 la ordinii de zi, raport privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Uituș, adoptate în perioada ianuarie-iulie 2018. Avem aici o situație limită cu modul de ducere la îndeplinire. Aveți domnul Apostol. Punctul 50. Proiectul hotărâre privind aprobarea contractării serviciului de asistență medicală în cadrul regiunii din rândul Comunei de Tutu de Papo. Proiect care a fost aprobat luna trecută. Atunci ne-a insistat dacă există posibilitatea să punem în aplicare din 1 septembrie 2018. Și începând cu anul școlar, 2018-2019. Iar aici, la modul de primire, am venit la primul în aplicare. Deci, probabil din anul școlar 2019-2020. Așa se înțelege de ce scrie.
Întâi mai, după aprobarea bugetului. Așa s-a discutat. Și hotărârea a fost adoptată în sensul ăsta. De la deci în semestru noi, cum ar fi. S-a discutat dacă există posibilitatea să găsim niște bănuți de bani, să începem chiar din toamna aceasta, de 2018. Dar am înțeles că asta s-a discutat. Deci bugetul anului. Deci va fi funcționarul, cum am spus, din... Anul școlar 2019-2020. Nu, poate până și anul 2019. Deci după aprobarea bugetului pe 2019. Dar cine împiedică să aprobăm, să contractăm acest serviciu înainte de anul școlar viitor? Chiar anul școlar, da. Numai să fie trecută în buget, ca să nu mai modificăm bugetul cu suma. Eu am făcut propunerea de aia în buget. Aici vă propune, nu. Bun, punem la vot. Dar nu se supune la vot. Nu, punem la vot. Trecem la puncturi diverse. Domnul primar. Da. De, o să vă anunț că cu podul a fost expertul la podul de la Călcări. După ce s-a făcut, acolo a mers 8 metri și numai în sare. Ca să știți. Aia a fost cauza pe și care s-a spus. Merge numai în sare. Acum, expertul a venit rate la fața locului. Luni o să vină proiectantul cu soluția tehnică care o dă ăsta. Dar proiectantul a zis că trebuie să urgentăm spargerea jumătate de pod sau tăierea. Prima dată să tăiem pe lungimea grinzilor ca să luăm grinzile, că dacă se răsucesc grinzile nu mai putem să le folosim și pierderea e foarte mare. După cum știți, ne-a dat bani, dar din cât s-a aprobat aici de la guvern, ne-a dat numai 1.200.000. 12.000 de euro. Da, dacă o luăm așa, să faci podul ăla, nu-ți ajunge bani, știți? Acum, dacă suntem optimi ca să faci, numai să... Plus consolidezi. Da, multe bani. Și... deci podul ăsta o să înceapă. Acum, deci, ca să putem să ne încadrăm la calamități, până pe 27. Deci vine cu demolare, cu ce vine și după aceea mergi în proiectare, execuție în continuare, dacă ai la început, după aceea poți să mergi și poți mai cei bani de la ori de la Ministerul Dezvoltării, ori pe care... Ei, mai fac intervenții. Face intervenții, dar trebuie să-i dăm drumul, cel puțin podul și ceilalți bani să-i dăm pentru punți unde se lucrează. La Călcâi o să fie o punte din asta. O mutăm, tot la Gabor, dar o mutăm la Mărtinaș. Ca să aibă loc să vină din două părți, că mașini n-au vreau. Și acolo e terenul, tot terenul nostru. Mm-hmm. Și o să facem o punte să treacă și metalică, mașinile mici. Metalică? Metalică, arcuită. Cu arcadă și ca să nu aibă picioare. Acum, m-a sunat de la București că ni s-a aprobat în județul Bacău, numai la trei comune, adică la trei, în trei locuri de calamități, Poituz, Ardeoani, Petaslău și Slănic. La Slănic a acordat pentru refacere diguri 1200 de metri de dig. La Ardeoani a aprobat 60 pe parte, 40 pe parte și nouă ne-a aprobat 460 de metri de din. Acum trebuie să duc muncă de lămurire la apele române, să vină să facem în zona Eghet și Tărcău. Că foarte Ioje vrea să facă în zona asta. Acum să vedem cum împărțim. Că și în zona lui Fonoca e problemă. Da. Că a rupt și în stânga și în dreapta digurile. Că de la gaz, Fatria, mai de la Condor. Ăștia de la gaz au pus acolo, au mutat conducta, au izolat ceva, dar n-au făcut timpul. Așa tu să... Ei așteaptă, dar lor li s-a luat și unde a făcut anul trecut, la Ferăstrău. Nu, la Ferăstrău, la asta, la Năsare, cum se spune, jumătate din dig i-a luat. La rup. La rup jumătate din dig. N-au făcut adânc, ele fiind în apă, el a făcut în apă, dar n-a făcut adânc în apă și când a bătut apa... Și digurile astea, e un anumit fel, betonate sau cu piatră? Sunt și rău. Astea merg pe sistemul de piatră, că ăsta e garantat vreo
15 ani și zice să colmatează, să stă, da? Noi dacă facem podul, oricum trebuie să facem piciorul, oricum trebuie să facem în zona piciorului. Prin construcție te obligă să faci niște gardii. 100 de metri în amorti și 50 de metri. Depinde de constructor și așa. Acum o să intervin să facem în zona asta. Ăștia de la IRE au venit să-și vadă stâlpii care sunt reali. L-au mutat IRE-ul. Dar mai în zona uitutului a comunilor, pe la Pedetron, mai sunt și astăzi. Acolo, când au dărmat, încă i-am ajutat eu și am zis înainte, nu am ferăstrău, ea după inundație. Dar restul... Ascultați-vă la o adresă, ce au făcut ceva, o izolație să meargă, îi așteaptă să facem cum facem piciorul nostru, dar ei trebuie să-l acopere, ei trebuie să dacă în zonă de sus. Noi, apoi, important să lucrăm la pod. Asta este. Ce soluție am găsit cu înghețarea aia? Păi ce soluție? Acum spune, dacă venim la foraj, prin foraj este foarte scump. Ca să aduci foreza aia, să o faci, să treacă prin sare, să treacă picioare, a fost tot să o spargi, la nu știu ce adâncime, să o izoleze, să izoleze toată sarea cu geotextil și cu... Și cu bă, asta așa a zis că e soluția. Că și eu am fost cu latul de sare, de întila de sare de la Pirostrău, are o grosime de 800 de metri. Cum să te duci? Nu contează care sare, știi ce se întâmplă? Dacă merge la o anumită adâncime, el se sprijină și o strânge. Toate chestia vă vezi în apa. Dar el a zis, acum cea mai ieftină soluție și rezistentă este te duci vreo 5 metri jos în sare, chiar dacă se sparge greu, poate folosești dinamită, poate... Domnul Ionel, eu când am făcut judul la Teșoneanu, cu tipon din ăla mare, credeți-mă că așa bucățele mici de sare luam. Încercam la mijloc să înțepenea piconul ăla mare pentru un excavator mare. E mai rău decât piatra. Când pune la piatra mare la mijloc, sărea. Pe când asta bucățele mici. Merge cam greu. Păi la forare, una e la forare, dar trebuie să folosești dinamite, că e dură, nu crapă, că e jumate, e cu huma. Okay. Și a zis că merge vreo 4 metri jos, o izolează cu geotextil și cu bitum și de-abia peste aia în toarnă, fiind țara izolată, nu mai intra apa la ea și după aceea îi face îmbrăcăminte și de-aia vine pilonul. Nu mai e probleme. Rămâne și după aceea să vadă ce soluție la piciorul de la mijloc. Și puntea mică acolo la piciorul. Și puntea mică o să încerc acum să facem de luni, să facem o punte mică ca să nu ocolească când începe școala, peste apă, să canalizăm apa și între timp vine și proiectul care trebuie să facem. Neapărat trebuie să facem și atunci o să o facem aici la insulă, că nu putem să atacăm, că nu avem cu toate. Și la insulă să luăm materialul de acolo, să mai facem niște picioare, să o scoatem undeva, să nu mai coboare prin apă, că degeaba am încinut acolo, dacă vine apa Maria spală. Sau dacă vine ăștia imediat și să înceapă de la Eger cu digurile de jur. Să vedem la drumurile acum adresa care am făcut-o la Eger, să facă digurile înainte din inundare. Așa. Acum trebuie să le trimitem din nou, că noi am făcut atunci. Da, nu știi, din doar a venit și ne-a promis, dar nu a fost bani. Dar ăștia sunt banii deja semnați. Vă arăt pe telefon, m-a trimis pe WhatsApp, de la București. Domnule, am înțeles că au primit pentru consultări valuri, pe vreodată, 12 miliarde de aici. Adevărat? Eu nu știu, eu spun că pentru cât ăsta, vă arăt pe WhatsApp, am primit pentru județul Bacău. Pentru județul Bacău, localitatea Slănic, Taslău și Oituzul. Da, uitați, 1135 de metri, 50 de metri, 60 de metri și am primit 460 de metri. Deci, practic, am primit aproape cât Slănicul, că Slănicul are și pe o parte și pe altă. Dacă a distanță, mai mult am câștigat noi. Dar depinde, ăștia... Adică trebuie să urmăriți ca banii să
vine să construim redus. Dar depinde de banii ăștia, de la ce unde ne face digul. Ca să, așa, dacă face digul unde vrea ei, nu pot să mai fac insula. Da. Și m-am gândit să facem, de-aia vreau să vă spun, am gândit să facem podurile, totuși să treacă o mașină mică pe ele. Și, și într-o parte și în alta. Că dacă îl fac aici și la Inghet să treacă o mașină mică, poate să, ducă și, poate să ducă și căruțele sus în ăsta și de aia vreau să vă spun ca să știu să-l comand, să dăm când vine, dăm așa pentru mașini mici până la 2,5 tone. Că ei au venit și cu soluția numai pietonal. Dar dacă tot facem o investiție, mai ales că era asfaltul, era prevăzut până la puntea din Călcâi. Și ce mai avem? Avem aprobat, deci ăsta e terminat proiectul, pentru asfaltare baltă. Deci ar trebui scos la, la licitație, scoatem din fondurile, pentru că din fonduri locale, cum am vorbit, și atunci dacă începe PNDL 3, am promisiunea trimită prin PNDL 3. Dar... Domnul primar, ne-a zâmbat cu răspuns de la ședința anterioară. Dar până la ședința aceasta ne spuneți dacă s-au făcut proiecte pentru toate funcțiile care au fost luate de acolo. La un s-a făcut studiu, s-a făcut studiu. Deci proiecte nu sunt. S-a făcut studiu topo, da. S-a făcut studiu topo, s-a făcut studiu geo, că până nu s-a făcut studiu geo, nu știu cum se facă. Și aici, la, la pod, la Călcâi, s-a făcut studiu geo, tot s-a. Deci urmează proiectarea. Da. Și acum, acum vine luni și urmează să semnăm contractul și să-i dăm drumul proiectare execuție. Că așa mergem mai, mai repede, ca să ne încadrăm în termenele. Da. Și de aia v-am întrebat luni, că vine cum să-i spun. Să facem cu pod de 2,5 tone. Și îl face arcuit, așa e, așa e mediu, îl da. Face arcuit fără să mai aibă picior. Dacă vine ăsta, să nu se mai oprească. Și locale ce din zonă, cu turisme, cu turisme, cu turisme, cum mai de luat? Toți trec pe acolo. Nu, domnul Dorel, ați văzut? Nu se mai luat ferestră, nu? Stă în două șufe și ați văzut că trec mașină. Am trecut și eu, domnule, ce să mă recunosc? Păi, ce să mai, dar așa, să vedeți și probleme, să vedeți și, să vedeți și probleme o să fie, când o să oprească... Dar te duceai în apă, era de vină primarul. Da, 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 da. Nu, dar când ne închide, să vedeți. Da. Nu fac oamenii stăteva. Oamenii s-au învățat. Domnul Fechicior, are mai chiar un lucru. Domnul Fechicior. Aș vrea să vin cu rugămintea către domn primar să facem adresă către Apele Române, către gaze, pentru că apa este a lor, e pe teritoriul nostru. Noi nu ne dă voie să facem investiții acolo unde sunt situații de risc. Ei nu fac și stăm cu mâinile în buzunar și nu facem nimic. Vin cu rugămintea să facem o adresă, să le facem reclamații administrative dacă nu rezolvă și să mergem în contencios și să îi obligăm prin instanță să facă, pentru că nu vor face. Știm prea bine, am făcut și noi acel proiect în zona insulă, ne-au dat răspuns că vor face, că există bani prevăzuți, că nu știu ce și nu au făcut nimic. Da. Dacă este, putem trimite și din partea Consiliului Local, pentru că se poate face o adresă și în numele Consiliului Local. Pentru că pe vorbe și pe discuție nu vor face nimic. Am văzut că au primit bani de la guvern. Bani de la guvern s-au primit special. 60 metri de diguri în comuna Oituz. Deci banii s-au lucrat special pentru obiectivul Oituz. Am înțeles. Asta e de la guvern și e pentru anumite zone. Dar spunea domnul primar, e zona Fonoca, acolo ce facem? Da, este nu, adică nu sunt ăștia 460 metri, dar sunt și alte zone în situații de risc. 3 ani a zis că are proiect cu fonduri europene și ne-a lăsat cu ochii în soare și a venit să demisie. Acum vreau să știți mai bine. Cu acești 460 metri acoperă și banii care au fost rupți acum de viitor. Nu prea. Nu prea. Dacă ar fi să ne ducem și pe Leșunț, că am fost și pe Leșunț, pe Leșunț n-a ajuns și Leșunț, acolo a stricat tot. Dar în zona Oitul nu acopere. Dacă vă duceți, Lupu și-a adus el utilaj cu oamenii de acolo, pe la Petrișor, și-au mai pus pietre cu casele jos. Dar și zona aia acum. Și casetele care poate urmele am făcut sunt deja afectate. Da, și erau în linie dreaptă. Și erau în linie dreaptă. Sunt în linie dreaptă.
dincolo de apă la Eger, tata. Corejare, nu cea corejare, da. Eu cred că singura soluție este aceasta. Ne ducem cu ei până în instanță și să-i oblige instanța să repare. Pentru că noi nu avem drept, da. Ei nu vor să facă și ne dăm un răspuns ca să ne închidă până așa. Avem obligații, conform. Trebuie să curățim albia, deci cu albia. Nu ai de curățit, dar de investiții le avem. Acum 2 ani, așa e legea. Știam că acolo de la Părâu, când a venit Părâu, s-a colmatat, de când a rupt tot. Înainte mergea chiar spre Cașca, că eu acum venise mult în partea. Și am vorbit cu Agapi, domnule, dă-mi voie să mai intru să adâncesc albia. Zice, treaba dumneavoastră, eu nu văd, dar dacă se întâmplă ceva dumneavoastră, sunteți de vină. Asta a fost răspuns. Și cum apărea acum, îmi dădea vina. Păi, dar ai umblat un albie. Cam, da, da. Cam așa pune problema. Sau problema barajului. Uite, niciunul nu și-a la barajul de la Ferăstrău. Să-și asume. A cuit barajul. Oamenii români gândeau. Pompierii. Barajul i-a luat Consiliul Județean Bacău. Domnule, ei au fost să facă microhidroelectrice la Consiliul. Ăștia a zis, dacă îi chemăm și avem aprobări, el dinamitează partea aia ca să curgă. Dacă noi am vrut să luăm balastul dinăuntru, a sărit apele alea care măsoară, l-a trimis la apele române și a venit să ne amendează. Când s-a făcut drumul de ție și de pod la Catalanul? Păi, cred că mai are până la Târgu Ocna. Deci acolo trebuie proiectul. După ce plombează... Până termină două lucruri. Și așa. Oricum e bine, eu oricum, dacă ne rămâne timp până în iarnă, cel puțin 10 metri șanțul, vreau să fac ciment pe jos și cu piatră zidită, chiar în zona aia, că altfel să curăță. Uitați, noi lucrăm la drumuri cu toți oamenii de la asta, la Poian, la Hârja și la Poiana Sărată. De-abia am reușit să mergem un metru sub pod ca să curgă apa, că deja cu toate că am curățit, era s-a făcut silac în amonte. Și acum merge pe mijloc și trebuie să-l curățim tot. Că ăștia de la drumul național nu a venit. Și acum am băgat și la sus, la Brezoare. Da, ați văzut și noi toți. De câtă strategie? Amenajarea trotuarelor? Asta e bine. Știu, dar uite, banii ni s-au dus. Deci, hai să scurtăm un pic. Banii ni s-au dus. Banii ni s-au dus. Pe făcut lucrări unde trebuia să facă drumuri naționale. Dar noi, dacă nu făceam acolo, iar inunda, iar făceam. Mai bine. Șansul pentru promovări de nu există. Care în fața porții prea nu contează că am prea lucrul ăsta. O să facem. Și acum, cu Marius și Hrășeanu, au curat în tonul. Și am zis cu bani acolo drept. Acum nu mai bine putea face șansul, ducă apa și în promovări de acolo. Să nu mai ducă greșa la beșul de eu zic că la anul să lucrăm bani la buget și luăm să facem drumul principal, să lucrăm care decolmatare și tot unde au ocupat, fără, nu țin cont, poate, de niciunul, și fac șanțul dintr-un capăt în altul. Scoatem afară polul să facem curat. La partea asta nu mai avem să discutăm, domnule. Eu acum vă spun o chestie. La mine am vrut să fac șanțul și când am săpat, am dat de șansă petruit și jumate din oituz așa are șansă petruit. A fost petruit. Și noi dacă îl săpăm, începem să săpăm, nici nu trebuie așa decât să decolmatăm, pe șansul e petruit. Dar unii l-au stupat să aibă parcare și să o avem în vedere pe anul viitor. Dar nu vă mai întrerupi omul, domnule. Și eu zic, pentru anul viitor asta ar trebui să avem. Să arăt și statul. În primăvară, când am și ca bani pentru drumuri, am spus, hai să facem într-o zonă de drum, să ne convertăm 20 din el, să punem piatră spartă, să vedem cum se comportă. Și dumneavoastră ați promis că localizați un sector de drum și o să faceți chestia asta. Domnule, așteptăm să facem între asfaltare aici. Uite, ați văzut, a plecat ăla și nu s-a făcut licitație. Era vorba în afara... Știu, dar hai să încercăm să vedem unde ducem ăsta. Acum... Da. Acum pe picior, mai aveți vreo problemă? Mai avem Hai să se ia balastul și să se ia balastul.
Când ne poți să fii prezent aici? Nu, dar scrie acolo. Dar și... Se ia balastru? Da, și să se facă șanță în zona curte unde a fost reparat drumul. Da, da. Ia să mă fie acum, ca să spun, da? Eu am discutat cu domnul viceprimar de vreo două ori problema asta. Un pic de respect. Cu ce am greșit, domnul? O să spun la doamna secretară, când vorbiți la telefon. Scriți, consemnați-vă. Atât. Consemnați-vă. Da, domnul Boacă, Leonare. Domnul primar, dacă nu-i dat, vin scrie acolo, doamna secretară. Am scris și am spus nu știu de câte ori. Am verificat problema acolo la central, să se pună acolo un semn cu o staționare realizată marginilor. Și nu numai acolo, toate ieșirile din noi, stai în pantă, strici mașina, strici ambreia, stai în frân, se întâmplă accidente. Trecerea de pieton nu este bine pusă acolo, urcă copilul, începe școala, urcă copilul de acolo pe panta aia, trece de acolo și intră în, acolo la botezat. Unde? Șan? Cine naiba a făcut trecerea de pe el? Cum mi s-a făcut acolo? Chiar mi s-a întâmplat din săptămâna trecută. Am ieșit de acolo, în dreapta, patru mașini, n-ai vizitat, dar ce n-ai nimic, n-ai nicio treabă. Ia m-am vorbit cu domnul primar, mă duc la poliția comunitară, băi, fraților, faceți, am trebuit să-i băcă, nu am de câte ori. Nu s-a făcut nimic, a zis, să vedem ce zice domnul primar. Domnul primar, acum am vorbit cu dumnealui. Faceți-vă treaba de asta, sunteți la poliție comunitară. Împreună cu ceilalți faceți la drumuri, faceți la naționale, faceți la poliția acolo și puniți acolo să vadă tot omul de acolo, că staționarea interzisă. Și la Paganela, acolo este. Este dezastru, n-ai cum, stai acolo numai în ambreia și în frân. În dreapta stau ăștia la... Cât îi trebuie fapturi mașinul, prin oprești, ieși în șosea, nu vezi în dreapta, nu vezi nimic. Aceeași problemă a ridicat nu știu de câte ori și anii trecuți când am fost în Consiliu, la Călcăi. Bă, pune la naiba o pancardă acolo, intrare în sat Călcăi acolo, că e sat. Să știi tot omul, vede acolo așa, că bă, e ceva acolo, de-aia. De-aia se întâmplă te accidente și acolo și aici. Începe școală, trei copii aia, unii trec, că tot nu trece pe acolo pe trecere pe tot, că n-are cum să urci panta aia. Acum aia de mai este. Dar când a venit vorba aia zăpadă, unii se mai duce copilul ăla sau chiar și părintele care se duce. Urcă pe panta aia în zăpadă, trece unde? Trece în șar la botezat pe față. Fraților. Eu nu știu, doarme, nu avem poliție, poliția nu mai vine, nu mai cu plicuri poștași. Păi pentru ce îi plătim? Să ducă plicurile prin comună? Haideți să fim înțeleg. I-am spus atunci cu Coroi și nu știu care. Uite, domnule, sunt patru mașini acolo. Spune că n-ai voie, băi, om, în fața instituției, ieșirii de acolo. A pus atunci când a intrat domnul primar, viceprimar, a pus acolo la intersecție în drumul. A pus cel de frumos acolo, semn, că ieși în până. Nu mai sunt nici pe ăsta, cred că la gardă, sunt țevele. Dar s-a pus acum pe stâlpul ăla de acolo, se poate pune cu drumul național cu poliția acolo, oprire interzisă. Haideți să-mi înțeleg. Oprește autobuzul, poate să oprească și eu poate acolo mai jos. Nu îi lai chiar la ieșire să n-ai vizibilitate în dreapta. Nici în dreapta, nici în stângă, că n-ai cum. Faci la dreapta pe unde ieși într-o. Și chiar dacă faci la stângă, dreapta n-ai vizibilitate. Da. Altceva? Atât. Da, a revenit domnul primar. A zis domnul viceprimar cum a fost săptămâna trecută, a ieșit proiectul pentru reparație din podul ferestrelor zona Fruteanu. Știți ceva? Se apucă... Am dus țevile, a venit proiectul, s-a dus țevile acolo, numai că a luat utilajul de acolo și a trebuit să curățim că circulația mare la Hârja, cum am decolmatat podul, a trebuit să curățim și pe stânga și pe dreapta, că nu puteai cu mare. Și i-a oprit lucrarea acolo și da, am lucrat la Hârja. Sunt oameni care cer în repetate rânduri, că nu au cale de acces, sau nu puteți face nimic. Știu, deja a săpat la rădăcină, a săpat la rădăcină tot și a trebuit să luăm utilajul de acolo, să facem la Hârja, că este, se apropie și Festivalul Plăcintelor și era acolo cum a inundat, era balastru, era totul, nu șanț, nu nimic. Dacă ne-am axat toți acolo, n-am avut. Și acum, dacă tot am dus utilajul acolo, până sudează, începe de luni să sudeze țevile, să taie și fierul care este, că punem țev și facem cu
așa cum să spun eu, ranforțe pe deasupra, ca să nu mai aibă de sub ranforțe, că vine mult bolovan, ăsta, pietre, aluviuni și să nu mai salvețe, să treacă pe sub port. Da. Am tăiat deja, am lucrat, am tăiat copacii ca să înălțăm și mare vendicurile. Deci pleacă și la Pluteanu se lucrează. Avem țevile cumpărate, tot, sunt în curte la școală 4 și 4 sunt duse deja acolo cu mașini. Nu mai trebuie duse la fața locului sudate, dar am zis că de luni începe. S-a creat o situație neplăcută la Vrățmar, în zona locuinței domnului Adam. Domnul Floroi, împreună cu Comisia de la Agricultură, a făcut un proces verbal de constatare, s-a trasat și o termen. Ia să-l ascultăm pe domnul Floroi. Comisia de Agricultură a depus un proces verbal, s-a ajuns la domnul primar, în care să se discute în fața consilierilor astăzi și domnul consilier să-și ia o părere. Am să-l citesc ca să înțelegeți despre ce este vorba. Asta e o problemă mai veche, da? Subționează Floroi Costică, Poacă, Leonar, Neni, Constantin, Vânturi, Romicu, Corcomanu, Gheorghi, consilie în cadrul Consiliului Localului Tuz, membrii în Comisia de Agricultură, azi data de mai sus. Ne-am deplasat la locuința domnului Echim Nicolae, din satul Hăs, la numărul 394, motivat de faptul că acesta a ocupat abuziv o suprafață de teren de 300 de metri pătrați, proprietatea primăriei, domeniul public, peste o cale de acces. La fața locului s-a constatat următoarele. S-a montat un număr de 9 bucăți semnmetalice pe gabioanele care protejează malul râului Hăzma din dreptul locuinței acestuia. A montat o copertină pentru susținerea bătucelor de vie pe terenul aparținând domeniului public peste cale de acces care duce la casele și terenurile cetățenilor. Mai sus. Menționăm faptul că în cursul anului 2015, o comisie din cadrul SGA Bacău s-a deplasat la fața locului și a pus în vedere domnului Echim Nicolae să elimine țevile metalice de pe domeniul public, alăturat, anexăm și procesul verbal. L-am anexat la domnul primar. Membrii Comisiei de Agricultură solicităm demontarea copertinii pe toată suprafața terenului amplasată în mod abuziv pe domeniul public, a celor 9 țevi metalice și să retragă gardul pe toată suprafața lungimii căii de acces până la o dimensiune de minim 3 metri. Spun mai jos. Termenul de demolare va fi stabilit în cadrul ședinței Consiliului Local de astăzi, din 23.08.2018, în cazul în care domnul Echim Nicolae nu va respecta măsurile stabilite de membrii Comisiei de Agricultură, solicităm ca doamna consilier juridic din cadrul primăriei Uitus să se îndrepte împotriva acesteia cu o plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria Omnești, pe comiterea infracțiunii de tulburare de posesie. Asta e o problemă mai veche acolo. Și când a venit comisia de la sedia Bacă, de la Apelii Românii, a constatat că a montat cele țevi, s-a extins pe gabioane și i-a dat un termen care spune în proces verbal până la data de 23 septembrie 2015 a fost. Dar uitați că suntem în 2018. Să-și retragă cele țevile care le-a montat pe gabioane, plus gardul să-l retragă de la gabioane înspre gard. Nu din direcția pârâului, de la terminarea gabioanelor să retrage cel puțin 2 metri de la retragere. El a tras nici 2 metri de marginea pârâului. Ori nu poate fi o cale de acces, nu se poate merge cu o căruță, cu o mașină, trebuie să te duci mai caz în pârâul acolo. Trebuie cel puțin jumătate de metru, da. Adică noi insistăm, și domnul primar, și mă rog, toți, am insistat de el ca să ne dea jumătate de metru, care am calculat 7 metri pătrați, și el nu ne dă să-și retragă gardul 7 metri pătrați, și ocupă 300 de metri toată suprafața peste calea de acces cu copertină. Dacă am face toți la fel, nu știu ce haos ar fi noi tuturor ăsta. Dar limita gardului la unde întrea domnul Adam, era la nivelul peretelui șurii. Da, e și mult în afară. 4 metri. Deci acum era să... șura și peretele șurii era gardul. Da. Asta e o problemă de urbanism, ar trebui să meargă domnul inspector. Da?
Noi am făcut o picare de la primărie. Dacă e cazul, facem și mai da? Eu și sunt totul. Și toți care și-au făcut colibri de vie, inclusiv în noastră asta, și-a pus țevile pe ei. E o problemă generală. Pot să vă aduc hârtii. Cât în științări am făcut și pe linie de pompier, la care o avem pe una poche, poate să vă spună, face un scandal, că de ce-i drum public, de ce că era care de acces. Unii lege am pus să-și dărâme că au pus deasupra drumului țevile. Nici nu au vie până la slujin, în față. Le-am pus în vedere să le taie. Unii au înțeles pe aici, pe la doamna Costandoi în jos, pe Lupică, au înțeles, le-au tăiat. Dar sunt unii care pur, n-au fost sef cât un metru afară. Și vă spun sincer, eu v-am mai spus, cu poliția locală am probleme, mă trezesc că nu vin la servici și apare ba concedii medicale, fără să anunțe, dar să uitați, am trebuie să apară. Deci, am zis de mult, ei profită de lege, de când era domnul Osoroș primar, mi-a apărut, a dat Consiliul Local în judecată, primăria, că își cer numai drepturi, obligații n-au, au numai drepturi. Și iară vin, iară fac recursuri, iară și vă spun că are mai mulți bani primesc la noi decât în alt loc. Primesc normă de hrană pe lună calendaristică. În alt loc primește normă de hrană numai pe cât vine la servici. Pe timpul concediului nu primesc. După aceea suma este variabilă. La Căiuț primește 15 lei. Dar nu este obligatorie. Dar la Căiuț știți un lucru, nu? Da, și lucrează... Poliția comunitară la Căiuț, spre exemplu, stau la dispoziția primară. Dacă primarul sună la ora 7, trebuie să fie duși. Chiar m-am întâlnit, eu plecat la Cașin cu hârtii. De la primărie. Ora 7 seara s-a dus la Cașin. N-a comentat. Au mașinile aia de la Căiuț. Au un local albastru. I-am dat ordinul... Ei sunt stare de alergie la pompieri. I-am dat ordinul coroiei la 4:10 să ducă cu mașina până la Vârja cu asistența tehnică, a trântit cheiul și a zis că el și-a terminat programul. Cine trebuie să asigure ordinea în târgul de la noi, de la voi, duminica? Acum, duminică, o săptămână înainte, a fost un scandal monstru cu niște bețivani de peste vale. Eu am fost, mi-am făcut cumpărător, deci n-am stat să asist la panorama asta, cei de la poliția locală de la noi, le-a fost frică să ia măsuri împotriva lor. Nu erau nici jandarmi care de regulă mai vin prin pers, a fost un scandal extraordinar. Pur și simplu nu vor să se implice, nu știu cum să spun. Deci, le-am spus, le dau o ordine, n-am vrut să intru peste viceprimar, că i-am zis sub ordine administrativă, am zis să nu intru peste viceprimar, că e sub ordinea lui. Dar viceprimarul e sub ordinea primarului. E adevărat. I-am zis, hai să nu intru, ca să se dea ordine peste ordine, să meargă așa, pe care era. Da. Și-a luat, de pildă, și fata asta, Curceanu, de când a venit, nu știu câte concedii medicale, dincolo la Marandi, la fel, iar a încercat să dea un dreac, că sunt o grămadă de bani, că n-au cătușe, că n-au nu știu ce, le-au luat echipament de tot. Dar cătușe nu au de cătușe. Le-au luat mașină, le-au luat tot. Și deci le-am să dat sancțiuni pe ordine eradică, domnul viceprimar, că el nu s-a ocupat. Eu nu le-am dat, în primul rând, nu le-am mai dat calificativ. Vai ce supărat a fost că de ce le-am dat calificativ de foarte bine. A fost câteva probleme, s-au dus, s-au dat două, trei amenzi și cu asta gata. De ce ce e aici acolo? Să nu am nicio problemă. Le facem un grafic, le facem ăsta, dar pur și simplu
Că minte în față, doar eu știu că când eram viceprimar, îl controlam pe Tibi, sunt aici, mă duceam, nu era, el era acasă și dădea numai telefon că sunt aici. Când ne-am schimbat schimbul 2, mamă, jale, schimbul 2 zice că ei ore suplimentare sau un sfor de noapte, dar trebuie să depășești 3 ore peste ora 11. Ei nu depășeau. Eu îi dăm 5 lei la salariu, știi? Și credeți-mă că au salarii cu 800 de lei sporul de masă și haine și astea, salariul mai mare decât... Da-ți aparte. Și ați văzut? Renunțăm mai în acum acum să ajungi din pasnic, perfect. Este un tău comunitar în Bogdănești, are poliție comunitară. Haideți, dacă să vedem dacă mai are cineva o problemă. Domnul Floro, ia-ți vedem. Noi ne-am hotărât Comisia Locală, Comisia de Agricultură, și am promis mai înainte că vom merge în zonă și vom verifica și vom depista toate suprafețele de teren care sunt ocupate abuziv. Pentru consolarea mea, procesul ăsta verbal și orice proces verbal pe care îl vom întocmi când ne deplasăm la fața locului în zonă, o să-l aducem în atenția Consiliului Local. Și să vă dați dumneavoastră o părere, ca să nu fie ideea numai noastră a Comisiei și toată lumea. De aceea și procesul verbal de astăzi. Este cineva care are ceva de spus, care nu este de acord cu ce am spus, măcar atâta vreau să știu, dacă suntem de acord, să mergem mai înainte. Vrem să facem ceva. Trebuie luată măsuri neapărat. Dacă mergem să facem bine, dacă nu, înseamnă că nu facem nimic și lumea are dreptate și spune, nu faceți nimic, domnule. Ce ai făcut, ce faceți? Nimic. Că dacă noi încercăm să facem, eu am văzut că lumea apreciază. Domnule, încearcă să facă ceva. O să se supere unul, cum zicea domnul primar. Să supără unul, că poate nici nu-i chiar teatru ăla care se supără, mă rog, nu vreau să spun, dar restul apreciază. De-aia noi trebuie să mergem și cât putem măcar să facem, să ne sacrificăm din timpul nostru liber și să facem câte ceva. Vă mulțumesc. Da, mai sunt probleme. Nu, adică, poate că domnul primar trebuie să pună rezoluție, să o înainteze la urbanism, dar urbanismul o să... Eu înainte doar de asta, sunt convins că... Poate facă o soluție acceptată în ședința Consiliului Local și în caz că nu se compune, poți vorbi de regoare. De când am fost viceprimar, domnul primar știe, nici nu se circula acolo. N-am mai amintit. Cu discuție cu domnul primar, până la urmă am reușit să facem o cale de acces, s-a mai retras, s-a mai tăiat copace și i-am dat voie să nu-și dărâme. A pus niște stâlpi, acum hai să vorbim pe aia de atel și a pus niște stâlpi și a făcut o colibă unde era altfel numai mizerie. Că nu-i cale, a fost cale de acces. Nu vreau să vă... Nu, dar eu fac curățenă acolo. Nu vreau să vă contrazic, a fost înainte, pe timpul cale de acces, da? Eu cred că nu intră nimeni prin șanțul ăla. Dar vă arăt care are domn primar, vă arăt că este impractic. Dar nu cred că va interzis. Nu cred că va interzis. Nu trebuie să-mi interzic, că nu cred că va interzis și nea să treceți pe sub coliba lui să vă duceți acolo. Dar eu când am vorbit cu el, de am tăiat copacii aia care erau acolo și am mai îndreptat, a zis, domnule, când o să fac gardul, pentru că mă lăsați să nu tărâm coliba asta care stâlpii sunt acolo, că practic nu-i pe iarbă. Că la urmă ori am putea să închiriem, că tot e un spațiu de folosit și că luăm niște bani. Dar el are cadastru. Să vedem înțelegere din partea lui și el, face el are cadastru acolo. El a zis... Nu știu dacă are, dar are cadastru. Nu știu dacă e până în calea de acces. Nu. Dar așa cum am vrut cadastru. Nu am trebuit de nimeni, noi suntem la acest lucru. Dar că pot rău cadastru și acolo. Dar are cum? Nu, are, nu? Hai să mai puteți în primă. Îi prezi că mai rătun cadastru. Are cadastru. Nu te întreabă pe ei prea. Și eu nu pot să... La Michea, noi cadastru e niciodată, că l-am luat. Am în cadastru, eu n-am ce să fac. Om a zis, în momentul când își face gardul, pentru că l-am lăsat să-și facă colima aia, o să îndrepte gardul și să mărească. O lungește 10 ani, domnule. Mai o lungește, dar să sperăm, să sperăm că gardul o să dărâme și când îl faci, atunci tot noi dăm autorizație și să căutăm. Că știi că a fost scandal totdeauna și aș circula. Vă dau un exemplu. Este ăla care Dumnezeu l-a bătut, dar a rămas într-un picior și se ceartă cu toți de-a lui Birti, că fondul ăla e al lui.
care vine pe la Borța, așa acolo. Nu dă drumul la oameni, că ăla-i podul meu. Așa, într-un picior, este acolo să ceartă cu oameni. Deci nu știu cum să spun. Deci ăștia sunt oamenii noștri care... Dacă el îl chemați, mă rog, aveți că să arate schița cadastrală, să schița terenului, măsurare, nu știu ce, să arate tot, și dacă ne convinge că toată suprafața e a lui, noi tăcem din gură, gata, am generat-o. Iar dacă nu, să-și le tragă gardul, și gata, am terminat conflictul. În momentul când se făcea cadastru, unde era, nici nu trebuia vecinul, unde era ăsta. Era tai gardul. Gardul, unde era gardul, ăsta-și cadastrat. De-abia de 2 ani să faci cadastru fără să treci pe la primărie. De-abia de 2 ani de zile trebuie să semnezi vecinătatea. Dacă el are cadastru, eu arăt o poșmelie construită pe terenul meu. Să vedem dacă e trecută cadastrul. Dacă ziceți că are cadastru, el are construit pe terenul meu o poșmelie. Să vedem dacă e trecută cadastru. Dar când o dă rămân, nu? Păi merge, da, ăsta merge la agricultură și acolo la agricultură este regiunea. Nu, vreau să chemați și spuneți-i atât. Să-și retragă gardul ca să poată să fie o cale de acces, să meargă o căruță, o mașină. Nu mai spun de pompieri și de salvare și de nu știu ce, să sunt casele acolo sus. Nu să treacă pompieri, pișoastă. Păi pe unde să treacă? Dar a fost cale pietonală dintotdeauna. Eu când am fost copil, acolo era... Era... Ei, cărare. Acum, ce să mai gândi mă pampiul? El să-și retragă gardul. Ce la avioane, 2 metri de acasă, atunci va fi 3 metri, 3 metri de ajuns. Ce gata? Bun, gata! Da, domnul Amar! Bună ziua! Da, președintele, președinte și domnule, dacă îmi permite să vă prezint un document primit ieri de la Rompreș, care mi se pare de o absurditate și o tâmpenie nemaivăzută. Dacă îmi permite să la final, eu mă retrag dacă doriți. Acum e final. Vă multiplic câte o pagină. Nu, ca să, dacă doriți vă citesc, dacă nu vă multiplic. O să-i dau drumul acum? Da. Deci am primit o adresă ieri de la Rompest, prin care mi se aduce la cunoștință următoare. Având în vedere cererea activităților stațiilor de transfer, sortare, comportare, compostare din data de 13 iulie 2018 și implicit colectării separate și transportul separat al deșeurilor, vă aducem la cunoștință noile tarife actualizate pentru deșeurile recuperate. Punctul 1. Tariful pentru colectarea separat, acum vă enumăr niște tarife care, vă spun, mi se par de o absurditate și primă comentăm dacă îmi permiteți. Tariful pentru colectarea separată, transportul deșeurilor menajere reziduale, am uitat să vă specific, asta sunt pentru consumatorii non-casnici, deci SRV, AF, PF, primărie, școală, instituții, tot ce înseamnă, am uitat să vă specific lucrul ăsta. Deci pentru deșeurilor menajere reziduale, inclusiv prin eliminarea lor prin depozitare, este de 605 lei pe tonă, la care se adaugă TVA-ul. 2. Tariful pentru colectarea transportului în stație de compostare deșeurilor biodegradabile, pentru care noi avem niște clopote din alea fiecare, adică vorbesc de cetățeni, așa este de 946 de lei pe tonă, la care se adaugă TVA-ul. Acest tarif conține contravaloarea compostării acestora. 3. Tariful pentru colectarea deșeurilor periculoase din deșeuri asimilabile celor menajere. Baterii, cutii de vopsea și alte minuni de genul ăsta. 2160 de lei pe tonă. Acest tarif conține contravaloarea serviciului de stocare temporară. Tariful pentru deșeurile industriale nepericuloase, rezultate din demulări. Așa, 101 lei pe tonă. Tariful pentru deșeurile reciclabile, separate de sursă, este de 1270 de lei pe tonă, la sticlă, la care se adaugă TVA-ul. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor, echipamentelor electrice, electronice, ceea ce avem noi în spate, așa, este undeva la 1200 de euro pe tonă. De ce vreau să vă semnalez acest aspect care mie mi se pare absurd absolut? Se duce o muncă și o campanie intensă la nivel național și internațional pentru conștientizarea tuturor cetățenilor, primul, pentru colectarea separată, cel puțin pe patul fracții, cum începem noi să facem acum în comună, a deșeurilor recuperabile. Sunt firme, instituții, care
pentru a îmbunătăți această activitate, atât pentru cetățeni, cât și pentru firme, acordă bonusuri de recuperare. Cum să spun, achiziționează diferite containere recipiente care te duci cu petul, ai pus 10 peturi, îți dă un bonuleț de o valoare, deci îți poți ridica o marcă din magazinul sau din instituții sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Deci, trendul internațional este ca să stimulăm de la primar, de la primul consumator, deșeurile, să le recuperăm pe categorii, iar dumnealor vin cu tarife care, nu știu dacă ați fost foarte atent, dar imens de mare pentru o firmă care vinde 5 pâini, 10 ape minerale și 2 pachete de țigări. Mari, domnule, așa ceva nu sunt. Sunt enorme, domnul Osuroș, enorme. Da, dar ăia se ia la kilogram, și dacă omul face, plătește, dar nu face. Dar e obligat mie jumătate tonă. Nu e obligat mie jumătate tonă. La menajer e obligat. La menajer. De când s-a înființat ADIMU, ADIMU, a spus că cei care construiesc au posibilitatea să comande un container și toate rezidurile, că acum când începe o construcție și ai demolare, trebuie, deci trebuie să ai un contract cu o firmă care să aduce containerul și spui voluzul, spui asta. Da, dacă îmi permite și eu închei. Eu aș invita pe cineva de la Rompres să ne lumineze, să ne spună ce gândire au. Într-o viitoare ședință, aș vrea să, de față cu dumneavoastră să fie această discuție cu dumnealui, pentru a ne lămuri noi, ca la rândul nostru să putem lămuri pe celălalt. Da, din ședința viitoare... Sunteți de acord? Da, să lucrăm pe domnul la ședința viitoare? Vor reveni cu adresa, să ținem un proiect de hotărâri, care în Consiliul Local... Și ce-l fac în gură, îl pun în gură. Pe așa a făcut și cu dijelul menajer. Pe asta e următorul pas, exact. Domnul Dorel, noi mergem în... Și nu Rompreste o firmă care azi este, mâine nu este. Nu poate să ne oblige pe noi. Ei își folosesc, ei au zis tarifele care le folosesc de la Rompreste, nu de la Adis. De la Rompreste. Da. Deci astea sunt... Dar vedeți că acolo zice în subsol, pentru că se face act adițional la contractul existent. Deci se discută, deci tot așa de negociere. Dacă nu semnează instituția, atunci nu are cum să taxeze. Deci îți spune cu ce tarife lucrează, că sunt firme care lucrează cu vopsele. Exact cum sunt farmaciile care lucrează cu medicamente și vrea, nu vrea, trebuie să facă cu o firmă specializată care adună ăsta. Așa și aici. O firmă, cum eram, de transport. Dacă au vaseline, ce eu nu contest dreptul lor de a colecta. E foarte bine că se ocupă și de brăbi. Dar să-ți impună un tarif atât de mare, din contra, trebuie să stimuleze cetățeanul sau și totodată eu, dacă tot vine, o să-l invităm pe domnul de la Rompres, eu o să-i propun ca pe modelul containerilor sau, mă rog, astea negre care le-am distribuit la populație, să distribuie tot pe cheltuiala lor containere verzi, galbene și albastre la fiecare gospodărie să se facă selectarea primară. Și atunci vine, la 2 săptămâni ia containerul galben, la 3 săptămâni ia containerul verde. Ăla negru e clar, le-am fiecare săptămână. Și atunci nu vom elimina 100%, dacă sunteți de acord, deci să-l invit la următoarea ședință. Noi în paralel lucrăm în continuare cu firma care recuperează peturi la 0 lei. Cu 2 firme lucrăm. Și mai lucrăm încă cu o firmă care am băgat o firmă din cele pe care îi spune domnul Mar. Noi trebuie să scriem că am redus cantitatea. Dă 2 lei pe kilo de doze de aluminiu. Deci ăla... Bun. Următoarea ședință va avea loc în 20 septembrie. Pentru că nu trebuie să participare.